Avem nevoie de măsuri clare de sprijin pentru populație în lupta cu prețurile mari, atât la alimente, cât și la carburanți ori utilități. Românii abia dacă mai fac față traiului greu, în timp ce alte țări adoptă tot felul de măsuri menite să sprijine cetățenii. Am venit și am propus acest pachet care este acceptat de către guvern și facem pași în acest sens. Știți de acea sumă care urmează să fie compensată pentru transport, pentru combustibil, pachetul social pentru categoriile vulnerabile. De asemenea, vorbim și de sprijinul companiilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, prin sprijinirea celor care sunt afectați de lanțurile de aprovizionare și de efectul acestui conflict. În opinia ministrului economiei, trebuie să existe o strategie clară în politica de sprijin a domeniului economic. Sunt acele categorii economice care impactează la rândul lor prețul la raft. Practic, ăsta este lucru pe care ni-l dorim, să sprijinim companiile astfel încât prețul la raft și efectul acestor crize să se regăsească cât mai puțin în ceea ce cumpără fiecare român. Și subvenționarea carburantului este încă o măsură care însă va sprijini mai degrabă agenții economici și nu neapărat și persoanele fizice. Am venit cu acel pachet economico-social, cred că ne vom gândi mai degrabă către asigurarea locurilor de muncă și măsuri pe care ar trebui să le luăm pentru companii pentru a avea un venit stabil și a asigura locurile de muncă. La acest moment, nicio măsură de sprijin în domeniul financiar nu a fost clarificată sau nu au fost înaintate date exacte de la care românii vor putea fi sprijiniți de guvern pentru a depăși acest blocaj economic.